Să știți că există în Republica Moldova Agenția pentru Protecția Consumatorului, în care profesioniști în domeniu vă pot asigura garantarea drepturilor dumneavoastră în calitate de consumatori. Detalii mai multe însă ne oferă domnul Denis Staruș, care este și președintele Centrului pentru Protecția Consumatorului. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! E adevărat că oamenii cumva se simchisesc să se adreseze, sunt mai mult axați să posteze, vorbim de lipsa de încredere sau de lipsa de informație? Nu, mai bine zis, este o lipsă de informație, nu putem vorbi despre neîncredere, deoarece foarte mult se preocupă de acest domeniu. Sunt un șir de organe, instituții de stat care au în atribuțiile sale apărarea drepturilor noastre, inclusiv și de consumatori. Deci, până la urmă, toate instituțiile sunt menite deci să fie pe interesul cetățeanului. Dacă să vorbim despre neîncredere, deci noi am trecut acest pas deja foarte de mult. De ce vorbim? De ce e că tot mai des persoanele apelează, consumatorii, către organele de stat, având încredere și sperând ca ultima miză pe organul de stat să-i soluționeze problema, deoarece de ce se adresează? De ce e că plecând la agentul economic, la comerciant și primind un refuz, ultima speranță, ultima șansă este un organ care poate să intervină, care poate să petreacă un control și să soluționeze petiția consumatorilor, fără ca acesta să ajungă în instanță de judecată sau fără ca acesta să rămână pur și simplu cu un refuz pe hârtie. Domnule Staruș, eu vă propun, ca să fie și mai simplu pentru cei de acasă, să conturăm cumva un dialog de tip blitz. Eu o să vă adresez niște întrebări la care o să ne oferiți răspunsuri, astfel încât cei de acasă fie să-și noteze, fie să întipărească foarte bine informația. Ce fel sau ce tip de produse putem să întoarcem atunci când nu suntem mulțumiți de calitatea acestuia? Orice produs poate fi restituit dacă este cu vicii sau cu defecte. Deci dacă în termen de garanție, în timp de 2 ani de zile, așa este termenul acum pentru produs de folosință îndelungată, dacă s-a defectat, deci nu mai poate fi utilizat, nu mai poate, televizorul s-a ars, nu se prinde butonul, nu lucrează mașina de spălat, alte defecte cu alte electrocasnice, cu alte produse, haine, încălțăminte, absolut tot ce procurăm, vorbim de produse, pot fi returnate în termen de garanție către comerciant, către vânzător. Același lucru se referă și la servicii. Dacă un serviciu este prestat necalitativ, îl putem solicita restituirea contravalorii sau unei părți din acel serviciu care ne este prestat necalitativ. Deja, ulterior, după ce ne adresăm cu solicitare, deci către vânzător, aici au apărut niște modificări în legislație. Deja mulți ani, din 2003, noi ne-am deprins că putem în orice situație să cerem bani înapoi de la vânzător în cazul în care am returnat un produs cu defecte, în termen de garanție, spre exemplu, niște căști s-au deteriorat sau un telefon mobil nu se mai conectează o aplicație sau Bluetooth-ul nu lucrează, putem cere banii înapoi de la vânzător. Acum este puțin mai dificil, au fost efectuate, operate niște modificări care îngrelează puțin percepția consumatorului, sunt niște șiretlicuri în legislație la moment care pun puțin consumatorul în dificultate, deci și specialiști în domeniul de asemenea. Deci sunt niște condiții, da? Ca să cer banii înapoi, eu trebuie să mă adresez în primele 6 luni de când am cumpărat produsul. Deci dacă eu l-am utilizat, telefonul mobil are 2 ani garanție, dacă eu l-am utilizat un an, deja eu nu mai pot cere contravaloarea, banii înapoi pe telefon. Pot cere numai reparația lui sau înlocuire. Și deja dacă nu poate fi reparat sau dacă nu poate fi înlocuit sau dacă a fost reparat deja a doua oară, atunci eu pot cere banii înapoi. Ceea ce până acum nu a fost, este o noutate pentru consumatori. Mulți din noi am mers pe aceleași principii, pe aceleași căi deja odată complementare noi legi în 2003, deja iată mai mult de 15, în 2019 au fost făcute mult, de 16 ani de zile au fost același obicei de a cere banii, dar cu părere de rău, iată, avem situația în care avem, acum trebuie să fim atenți. Bine de știut acest lucru, am zis telespectatorilor deja că sunt anumite modificări în legislație. Următoarea întrebare ar fi, ce facem cu produsele alimentare? Aici e un subiect mai sensibil. Cumva. Deci produsele alimentare, dacă sunt alterate sau sunt nu oferă siguranța respectivă, ele pot fi restituite vânzătorului înapoi în termen de 14 zile. Deci dacă procurăm acel produs și el nu corespunde cerințelor
normativ. Deci dacă este un produs, zicem, este un produs cu termenul expirat, dar noi n-am depistat în magazin, fiindcă vă dați seama, dacă în jur, în ajun de sărbători, în orele de vârf, când este foarte multă lume, putem procura niște produse care să, pur și simplu, să sfidăm sau să nu atragem atenția la acel termen. Vorbim și de prezumția încrederii față de agentul comercial. Nicio problemă. Vedem acum aceste litigi. Nu, litigi sunt niște adresări a consumatorului, se soluționează foarte rapid. Da? Dacă ne apropiem de managerul magazinului, marketului, îi relatăm problema, atunci se restituie banii, dar este important ca să avem acel bon de plată păstrat. Că mulți, eu chiar făcând cumpărături, văd că le lasă la casă. Și întrebarea mea este, deci chiar nu vi pasă de banul dumneavoastră care poate fi în orice clipă restituit? Deci sunt și cazuri când ajungi la ieșire din magazin și ceva piui în sacoșă și n-ai cel bon de plată. Deci asta este prima lege, primul pas care trebuie noi să-l respectăm, întotdeauna să păstrăm acel bon de casă, să-l ridicăm, să-l luăm, să-l cerem. Deci acum nu mai este problema aceasta în societate, că nu ni se eliberează cum erau mulți ani. Da, acum, ok, este perfect, totul lucrează bine, nimeni nu ascunde veniturile, impozite, achită taxe, impozite, deci pur și simplu trebuie să-l ridicăm, să-l punem, să-l păstrăm. Ar fi o dovadă ulterior. Nu este problema când un produs care costă 5 lei sau 10 lei în lapte este alterat sau iaurturi, pâine, cumva. Nu este atât de costisitor sau nu este pentru cineva o problemă mare, dar este o problemă când noi avem cazuri de intoxicație și când fără acel bon de plată, toate cheltuielile și tot prejudiciul nu poate fi cerut înapoi. Avem cazuri când persoana păstrează acel bon de plată, dovedește, demonstrează și primește și o remunerare de la persoana, de la comerciantul unde au fost procurate produsele alterate. Da, bine, nu este producător acea rețea de magazine sau de unde procurăm, este persoana nemijlocit care răspunde, dar până la urmă trasabilitatea, primul punct de contact a nostru este comerciantul de la care procurăm produsul respectiv. Așa, bine, am înțeles și asta, nu uitați să luați cecul de fiecare dată, bonul de la casă. Apropo, ce se întâmplă în cazul în care, nu știu, managerul, administratorul, fie a localului, fie a magazinului, refuză să restituie banii? Ne place sau nu ne place, mai există și cazuri din asta? Există cazuri, dar nu putem nega că sunt persoane care nu cunosc părerea de rău, care administrează niște afaceri și nu cunosc legislația. Tot mai des ne întâlnim, în, cum ați spus dumneavoastră, în sfera prestării serviciilor de restaurante, cafenele. Aici apar la ziua de astăzi foarte multe probleme, că cineva a comandat o salată și ea nu chiar bine arată sau pe fotografie este un steak, te-au servit cu alt fel de tip de steak. Deci întotdeauna să știți că există acea regulă care se promovează foarte des în societate, consumatorul întotdeauna are dreptate. În cazul în care dumneavoastră vi se refuză să nu achitați acel serviciu, da? Dumneavoastră spuneți că bine, nu arată, eu refuz să achit acel serviciu. Dacă începe administrația a înainta careva e pretenția, a chema paza, că sunt și așa cazuri, că nu vreți să achitați, că special, deci vă eschivați, atunci este registrul de reclamații, în primul rând trebuie să facem o mențiune în acel registru, într-al doilea rând putem să depunem o plângere la agenție pentru protecție consumatorilor, este agenție pentru siguranța alimentelor care curează acest domeniu de produse alimentare, de vânzarea, prepararea și comercializarea acestor produse alimentare. Avem un șir de organe la care pot fi depuse petițiile, plângerile și soluționată problema. Și ultima întrebare pe care vă adresez eu în această dimineață, cum ar putea intra în legătură consumatorii cu agenția? Deci, cel mai ușor și rapid în ziua de azi sunt rețeaua internet, nu mai introdus protecția consumatorilor și apar organele, un șir de numere, linii verzi, numere, telefoane, pagini web cu coordonatele organizațiilor care se ocupă de protecția consumatorilor. Noi suntem o organizație, sunt un șir de organe, agenții care, cum am menționat, e o agenție pentru siguranța alimentelor, la fel pot fi găsite numere telefonice când este vorba despre produse alimentare, este agenția protecției consumatorilor, care la fel este responsabilă de prestare serviciilor și comercializare produselor nealimentare. Un șir de ministere care au în subordine transportul, medicina, drumuri, infrastructură, toate aceste plângeri
deja organele competente la care pot fi depuse aceste petiții. De aceea este bine întotdeauna să consultăm în internet, să telefonăm la orice organizație, la orice organ, unde vom fi ajutați. Deci colegii noștri ajută întotdeauna, chiar și dacă nu este competența respectivă, ajută, îndrumează persoanele la adresa corectă, la numărul telefon corect. Perfect. Eu vă mulțumesc tare mult pentru informații și pentru prezență. Vă mai așteptăm cu mare drag, dar să discutăm despre lucruri plăcute, da? Nu despre cazuri și incidente. Sper că nu ați avut parte și dumneavoastră de astfel de tensiuni.